sărbătorim 50 de ani de când primii piloți români, un grup format din 4 piloți, acum 50 de ani au pilotat pentru prima dată elicopterul cu motoare cu reacție. Avem plăcerea și onoarea ca astăzi în mijlocul nostru, dintre cei 4 care au pilotat acum 50 de ani, 3 să fie prezenți alături de noi. Domnul comandor Iurașcu Vasile, comandantul grupului. Domnul comandor Ghitca Mihai. Domnul comandor Condruț Tudor. Și de ce spun că este cea mai mare sărbătoare a elicopterului din țara noastră? Dintre acești piloți, domnul comandor Iurașcu Vasile, să știți, și mulți dintre dumneavoastră știu că știți, este primul pilot care a zburat, care a pilotat elicopterul la noi în țară, asta fiind în 1956, alături de alți 3, un grup de 4 piloți, care, Dumnezeu să ierte, au murit. Dânsul este singur în viață care a pilotat elicopterul pentru prima dată în România. Domnul comandor Fitcal Mihai și domnul comandor Condruș Tudor, care au scris istorie în aviația militară și civilă, aviația militară și civilă, au zburat pentru prima dată. Pentru prima dată elicopterul Puma a dus la noi în țară în 1975. Dânsii au făcut trecerea domnul comandor Condruț în Franța, iar după dânsul, domnul comandor Condruț, domnul comandor Goreac, Dumnezeu să-l ierte, domnul comandor Dragomir, au fost primii piloți care au zburat după dânsii. Domnul comandor Fitcal și domnul comandor Condruț pentru prima dată au zburat, au pilotat elicopterul Dofen. Elicopterul Dofen în 1979. Deci vă dați seama pe cine aveți dumneavoastră în față și să fiți mândri că ați reușit să participați la această mare sărbătoare. Dar nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns fiindcă în mijlocul nostru se află, eu așa cred, prima femeie care a zburat elicopterul la noi în țară. Este cea mai bună femeie pilot din aviația sanitară din țara noastră și cetățean de onoare al municipiului Ploiești, doamna Bulgaru Elena. Tot în mijlocul nostru, tot în mijlocul nostru se află prima femeie care a sărit cu parașuta după cel de-al doilea război mondial. Prima femeie care a sărit cu parașuta. Și a doua femeie care a obținut brevetul de pilot. A doua femeie din țara noastră care a obținut brevetul de pilot. Doamna Ioniță Floarea, dar este Ioniță Floarea. Am rugămintea să venim aici ca să vă vadă toată lumea. Vă mulțumesc că ați vrut să stați aici alături de noi, dar nu este de ajuns. Nu este de ajuns, fiindcă sărbătoarea asta, cea mai mare elicopterului, este sărbătorită de singurul comandant al aviației militare, singurul comandant al aviației militare înainte de 1989 în viață, domnul general Rus Iosif, care astăzi este președinte Armia Centrală, o asociație despre care sunt sigur că știți toți, și an de an se dezvoltă, se va dezvolta și în 3-4 ani o să vedeți că
majoritatea aviatorilor o să facă parte din această asociație. Nu-i de ajuns. Mai avem în mijlocul nostru pe domnul senator Bădulescu Doru. Este fiul eroului luptător în cel de-al doilea război mondial, Bădulescu Mircea. Dânsul este erou al aviației române, este as în aviația română, în aviația de bombardament ficaș. Știu că mulți dintre dumneavoastră ați aflat că dânsul, după ani de zile pe care mulți n-au reușit ca să distrugă podurile de podurile din Ungaria în cel de-al doilea război mondial, Bădulescu Mircea, comandant de escadrilă, a reușit să distrugă două poduri între Buda și Pesta. Tot în mijlocul nostru am vrut să continui. Văd că n-a ajuns încă, o să vină domnul cosmonaut, domnul general Dumitru Plunariu. Amânarea, așa sunt aviatorii pensionari ca mine, deci nu mai văd. Bine, vă mulțumesc tare mult. Onoarea de partea noastră. Permiteți încă în continuare să dau cuvântul președintelui Arpia Centrală, domnul general Bruș Iosif. Bună seara tuturor, doamna doamnelor, stimați colegi, camarazi, invitați, suntem onorați de această prezență. Suntem în 1 octombrie, când există cea mai mare sărbătoare pentru armată. Asta este cea mai mare sărbătoare pentru elicoptere, de toate tipurile, de toate culorile și de toate specialitățile. Bine ați venit la această întâlnire și suntem onorați de faptul că mai mulți colegi, colaboratori, consoantele noastre ne onorează această întâlnire și dă valoare prin suflet, bunăvoință și prin susținere de la început și până în vecii vecilor. Folosesc unul în această impresie pentru că cu adevărat simțim forța lor familială, acasă, în mașină și oriunde mergem. Tuturor bine ați venit, dorim o seară plăcută. Avem posibilitatea să marcăm acest eveniment în cadrul centenarului României, prin care noi punem în valoare ce înseamnă o asemenea armă de elită, iar toți cei care au venit susțin această acțiune. Dorim o seară plăcută și la mulți ani! Am pierdut ordinea de zi, dar pentru că avem un decan de vârstă în elicopter, ne invităm pe domnul Vasile Urașu, ca să ne ții mult, că deja am fără cerere. Azi e momentul. Azi e momentul când istoria ne e recunoscătoare. Prin 20 de ani care am fost trimiși atunci să ne pregătim pentru elicopterul cu reacție, suntem trei, ne-am făcut prezentările. Multe n-am ce să vă zic. Ne-am întors acasă și ne-am apucat de treabă. De la 4 piloți, 4 tehnică, bord, 2 ingineri și restul 20 am fost cu toții. În 10 ani am pregătit pentru personal navigant tehnic, ingineresc,
pentru patru regimente de elicopter. A fost un efort și eu unul sunt emoționat și chiar zic, băi, asta tot tărginea partidentea, din ce mersi că participăm la ea noi, ăsta, prima generație. Că aici în sală sunt 50 de generații de piloți care au culat elicopterul cu leagă. Noi am fost chemați primii, ne-am făcut datoria, am pregătit instructuri de zbor, plus am ținut piept la misiuni când au venit elicopterele cu leagă. Fără zgomot, însă ne-am minunat și noi când l-am văzut prima dată. Că nu era cum e acum sisteme de informare, reviste, iată că iată și acolo l-am văzut prima dată. Deci, cel clasic, te urcai pe afară, pe patru trepte, nu știu dacă m-ați mai putea urca acum. Ne-am solicitat imediat, dacă nu era elicopterul cu reacție, nici azi poate nu era tras pe Gărășanu, fiindcă cu el s-a făcut două buldozere cu găsi, de-a mâncat dulce, de-a mâncat ce cu treaba. Oare, benzină, chereștea aia, de că este primul care a deschis pe Gărășanu, din escadril a fost pătrut, e prezent aici, până zima. Vreau să vă zic de timpul la toate escadrile astea. Mai am venit patru ani. Când am venit, am găsit escadrila ființată. Am venit la finele lui 68 și era ființată. Noi eram numiți. Am numit oameni și am început pregătirea. Cursuri, metodică, și toate treburile necesare de pregătire la noi în școala românească de elicopter. Vreau să mai spun că de la noi patru s-au format zece generații, am fost martori și participanți direct la acest eveniment în forțele aeriene românești. Și, cum să zic, chiar suntem emoționați la acest eveniment de sărbătoare, văzând ce-a lăsat de urmă, care a zis, ce-a luat unei, a zis, măi, nu știu eu dacă intru în istorie, dar voi o să intrați. Când era greu, ziceam, auzi, bă, că intrăm în istorie. Ăsta-i momentul când am intrat în istorie. Multe sunt născute aici. Din prima escadrilă care s-a înființat, toți au adus domități în lumea elicopterilor. Comandorul Rau, comandorul Bădu, Bălilești, comandorul Vidgau, toți au plecat. N-a mai rămas nimeni. Eu am plecat după 2 ani de la Alexeni, o escadrilă la altă unitate, la flotila 50. Vidgau l-a plecat la Tuzla, a format o unitate, alții la Poteni, alții la Sibiu. Și în sfârșit, familia elicopteriștilor a crescut așa uimitor. Dacă acel copil se năștea acum 50 de ani,
în 10 ani am reușit să pregătească case pentru 4 regimente de elicopter. Multe sunt atunci. Ce să zic? Fiecare dintre noi aici a zis că eu sunt din prima generație. Încă 50 generații mai sunt. Fiecare e o enciclopedie. Mai puțin. În lumea elicopterelor. Ca instructor, ca pilot, și că misiunile s-au făcut individual. Nu mergeam în formație decât la parada, la ziua națională sau meeting-ul aerien. Restul, misiunile le-au făcut fiecare. Ce-am făcut eu, n-am făcut celălalt. În tot cazul, suntem mândri de ce a urmat după noi și tehnica care a evoluat în față de primul elicopter, primele elicoptere preacti, local, fel de fel de îmbunătățiri ale tehnicii, GPS-ului, nu am cuvinte, tot de dragă, pare rău, trebuia să mă las mai târziu să pun și din astea. Dar eu sunt mulțumit în ceea ce am făcut, atât eu cât și colegii mei, și mă mândresc că poate în unele situații foștii subordonați ne-au depășit gândirea lor militară, gândire de scurător și aplaud toate activitățile elicopterelor. Bineînțeles că nu m-am visat niciodată la pensie și acum mă visez în misiune. Eu ce să zic, multe ce să spun, dar închei, las microfonul. Muștață! Am onoarea să mă prezint, sunt comandor de Muștață, instructor șef zbor la Statul Major al Forțelor Aeriene. Domnilor senatori, domnilor generali, onorată asistență. Vă transmit din partea șefului SMFA, cu această ocazie, sinceră admirație pentru pasiunea și devotamentul cu care vă dedicați unei nobile misiuni. Promovarea imaginii aviației române atât în țară cât și peste hotare. Eu personal sunt recunoscător pentru ocazia de a mă afla alături de dumneavoastră astăzi, când aripile românești sunt din nou în sărbătoare. O spun cu mândrie și recunoștință, 1968 este un an de referință pentru aviația militară, un reper istoric de mare însemnătate, marcând începerea zborului cu elicoptere propulsate cu motoare reactive. Eliberate de formalismul instituțional, discuțiile într-un astfel de cadru au harul de a oferi propuneri, sugestii sau chiar soluții unor probleme comune. Așa cum știm cu toții, trăim într-o epocă a informației, iar faptele, oricât de bune și de lăudabile ar fi, nemediatizate, neaduse la cunoștința publicului larg, nu vor fi niciodată apreciate la adevărata lor valoare. Din acest motiv, suntem datori să aniversăm aceste momente importante din evoluția aviației pentru a ne arăta recunoștința față de cei ce în acele momente au avut curajul și inițiativa să dezvolte tehnica nouă și pentru a aduce în atenția contemporanilor exemplul lor. Întrunirile pe care le organizați de obicei și acțiunile la care participați constituie un serviciu de neprețuit în ceea ce privește cunoașterea istoriei unui domeniu în care România a avut pionieri precum Voia Vlaicu Coandă. Noi, cei care suntem astăzi în slujba forțelor aeriene, cunoaștem și apreciem în mod cu totul și cu totul deosebit contribuția însemnată pe care domniile voastre ați adus-o la afirmarea și dezvoltarea aviației noastre militare, aport plătit de unii dintre foștii dumneavoastră camarazi cu prețul jertfei supreme. În aceste condiții, colaborarea pe care Arpia a dezvoltat-o de-a lungul timpului cu Statul Major al Forțelor Aeriene trebuie să evolueze pe coordonatele actuale de bună cooperare.
Stimați camarazi, în continuare doresc să vă aduc la cunoștință câteva aspecte referitoare la prezentul și la perspectivele forțelor aeriene. Noi, cei care am fost destinați să gestionăm capitolul prezentului dintr-o istorie glorioasă, suntem conștienți că forțele aeriene ale României se află în fața unor provocări majore, amplificate în momentul de față de evoluția mediului internațional de securitate. În acest sens, direcțiile principale în care sunt orientate programele de achiziții în derulare și cele preconizate pentru viitorul apropiat, au ca scop completarea sau îmbunătățirea capabilităților operaționale în domeniile supravegherii aeriene, apărării aeriene a teritoriului, transportului aerian tactic și capabilităților de sprijin și de infrastructură. Aceste programe sunt strâns legate de obiectivele și misiunile forțelor aeriene în contextul transformărilor care au loc la nivelul alianței, ținând cont de creșterea nivelului de interoperabilitate cu forțele statelor aliate. Capabilitățile de apărare aeriană vor fi semnificativ îmbunătățite odată cu finalizarea programelor inițiate pentru achiziția între 5 aeronave multirol și în perspectiva unei noi escadrile, precum și achiziția sistemelor GBT Patriot. Planurile de achiziții care vizează domeniul supravegherii aeriene sunt corelate cu sistemul de comandă-control aerian și au ca scop asigurarea continuității contribuției la apărarea comună în cadrul NATO. Se fac eforturi pentru a reuși cât mai curând intrarea în operativitate a aeronavelor F-16 pentru a executa serviciul de poliție aeriană. În ceea ce privește elicopterele, este în derulare procesul de modernizare a aeronavelor IAR-330L în varianta căutare și salvare, prin dotarea cu avionică nouă, echipamente de comunicații performante, sistem de vedere pe timp de noapte, contramăsuri electronice pentru apărare, precum și echipamente de radionavigație ILS și VOR. Pentru asigurarea condițiilor optime de operare și mentenanță a tuturor acestor sisteme, există planuri pentru realizarea unor capabilități adecvate de sprijin și infrastructură prin modernizarea bazelor militare la standarde NATO. Închei prin a vă felicita încă o dată pentru eforturile depuse de fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc multă sănătate și putere de muncă în continuare. Am onoarea să vă salut. Mulțumim foarte mult, domnule comandor. Fiți de acord să invităm la microfon cu câteva informații intrastelare în spațiul cosmic. L-am auzit în ultimul timp pe domnul comandor Brunaru evocând, făcând comunicări cu această temă. De fiecare dată am descoperit altceva în cuvântul dânsului. Înseamnă că mereu în spațiu cosmic, în spațiu interstelar, găsește locuri de unde să aducă noi informații pentru noi, elicopteriști. Poftiți, domnul. Geală, mulțumesc mult. Dați cuvântul, e o surpriză, pentru că nu eram pregătit pentru intervenție pe masa aceasta. Îmi face doar deosebită plăcere să mă aflu în rândul multor foști colegi din Comandamentul Aviației Militare. Eu nu am mai prins statul major al forțelor aeriene decât foarte târziu. În primul rând, un bună după masa tuturor, doamnelor, domnilor, domnilor generali. Tangența mea cu elicopterul, tangența directă, a fost că dintr-un Mi-8 am sărit cu parașuta. Am făcut primele salturi când eram în pregătire pentru spațiul cosmic, iar apoi am avut ocazia să cunosc oameni minunați, oameni adevărați, oameni hotărâți, care zboară pe acest tip de mașină zburătoare. O mașină zburătoare foarte pretențioasă, care dă probleme de multe ori, dar care probleme de cele mai multe ori sunt rezolvate de oameni foarte bine pregătiți, cu multă experiență, așa cum sunt cei care sunt prezenți astăzi și au avut direct tangență cu elicopterul. M-am bucurat mult să văd personaje istorice din istoria elicopterului și nu numai elicopterului, aviației civile și militare în general, pe doamna Ioniță de asemenea, pe care o salut cu foarte mult respect,
Și în contextul acesta, normal că ori de câte ori am ocazia, în cadrul ARPIA, în alte instanțe, promovez aviația română, îi promovez pe aviatori, pentru că natura activităților desfășurate, mai ales după ce am zburat în spațiul cosmic, m-am simțit întotdeauna aproape de dumneavoastră, de acești oameni, de foștii colegi. Și mă bucur mult pe mulți dintre ei să-i revăd încă o dată. O după masă plăcută, poftă bună și vă mulțumesc! Vă rog să acceptați, am furat repede microfonul, să nu vină domnul comandor Popa, că ne dă din nou de lucru. Până atunci oferim cu mare plăcere o medalie specială creată pentru acest eveniment, pentru domnul comandor Iurașcu, domnul comandor Fitca, domnul comandor Condruț. Vă rugăm! Thank you.